Dansul nu doar distruge căsniciile, dar poate readuce dragostea de odinioară. Ah, de această părere sunt soții Iulian și Silvia Guțu, care după 22 de ani de căsnicie s-au redescoperit prin dans. Mai mult, i-au convins și pe copiii lor să practice această activitate și acum își petrec tare frumos timpul împreună, dansând. Fără Wi-Fi. Mai bine de jumătate de an, soții Guțu, alături de cei doi copii ai lor, învață să-și trăiască viața în pași de dans. Coreografa Alisa Țigulski a fost cea care i-a convins să practice această activitate. Deci au venit împreună și eu am zis că, uite, aceasta este un model de familie care ar trebui să fie pentru toată lumea, dat fiind faptul că puține familii sunt la moment care merg împreună la dansuri. Dansul a devenit pentru familia Guțu o terapie de cuplu, o modalitate de a renaște dragostea lor de odinioară. Uneori noi venim la dans de acasă, în mașină, în automobil, foc ar exploda, dacă ar fi pe gaz mașina, nu cred că ar exploda câteodată. Trece ora asta de dans, mergem acasă și după așa lucru frumos, te uiți în ochii unul la altul și parcă și-ți vrei să te cerți, poate și dar nu. Nu mai merge cearta de acum, după așa un lucru frumos. Un mod de a readuce la viață acel stol de fluturaș care este prezent în cuplu. Pe urmă, noi ne rupim cumva în rutina cotidianului, ne mănâncă grijile părinții cu lucru, copiii, cu școala, cu alo, ne dispersăm, ne rupim și ajungem să devenim. Chiar putem să spunem, ne înstrăinăm foarte mult. Mult îmi place că noi suntem împreună, toți patru suntem împreună. Noi dansăm, noi ne mișcăm. Mișcarea este viață până la urmă. Noi trebuie să ne mișcăm, trebuie să dansăm. Să primești ceva frumos, primești un dans frumos. Când ne ducem undeva, noi dansăm. Mie îmi place privirile acestea, că se uită toți la noi, ne apreciază. Copiii se mândresc cu noi. Sincer, da, e destul de fascinant, știți, gen. Chiar că după atâți ani de căsnicie, când dansează, încă se vede dragostea din ei și se accentuează prin dansul lor. Deși la început copiii nu erau entuziasmați de propunerea părinților, au reușit să întreacă în ale dansului. Părinții lor le place să ne facă surpriză, așa că mi se pare că ne-au anunțat în aceeași zi în care am avut prima lecție, pur și simplu au venit acasă și ne-au spus că îmbrăcați-vă, noi mergem la dansuri. Așa, n-am avut timp să reacționăm. Este nou pentru noi, era o experiență nouă. A fost o lecție, din prima a fost foarte interesant, chiar și personal și pentru familie, ca un colectiv. Noi venim seara de la serviciu, de exemplu, nu ne mai pișcăm, noi ne gâdilim acolo. Aici am dans foarte mult, se petrece asta, are loc apropierea energetică, apropierea asta erotică. Toate familiile să vină împreună la dans, fiindcă este ceva frumos, este interesant și plus la asta unește familia foarte mult. Dacă o pereche cineva chiar apel, că dacă vedeți că acasă începe să clocotească tare, v-ați luat de mânuță și la dans. La dans.